Nu vorbești. Nu. Nici dacă, în momentul ce m-am retras din fotbal, zic așa, ca funcții care nu le-am mai făcut de zeci de ani, a scăzut interesul. Ultima oară ai fost observator, nu? Federal. Am fost mult timp observator și de arbitri și de joc. Am fost, da. Și te-ai lăsat de ce? Nu mai ai timp, nu? Păi, la un moment dat, da, la un moment dat revenise cu anumite examene și nu știu, după mulți ani nu mai aveam și treabă multă cu ale mele și nu mai am renunțat. Antrenorul meu de la Herevein, în 92-93, era directorul școlii de antrenori din Olanda, unde au făcut școala mari jucători acolo, începând de la Cruyff, Neskens, au primit. Și având un antrenor, am făcut și eu un curs acolo și am obținut categoria 3 atunci. Dar după aceea nu m-a mai interesat și nu n-am mai mers mai departe. Dar nu te-a tras niciodată ața să te faci antrenor? Să... Adică după o viață de fotbal, corect, acum nu mai ai nicio legătură. Am făcut, știți, am avut o legătură atunci imediat după ce m-am lăsat de fotbal ca președinte, o perioadă de aproape 2 ani. În schimb, ca antrenor, nu mi-a plăcut faptul că mie nu mi-a plăcut niciodată să depind de nimeni. Așa. Și în situația asta depinzi de patron, de nu știu cine. E foarte delicată meseria de antrenor. Ați văzut? Da, sigur. Da. Ești chiar, nu că depinzi, ești chiar la mâna. Corect. Și foarte puțin că patronul. Noi, foarte mulți dintre noi, chiar asta exista și există și în continuare, să-și facă școala asta de antrenori. Cu toate că nu mai este așa de profitabilă și de căutată, să zic așa. Pentru că nu mai sunt echipe, nu mai economic să stă destul de prost. Și afacerile tale în ce constau? Imobiliare, blocuri, da? Da, nu neapărat blocuri, nu. Birouri. Deci am în jur de peste 5.000 de metri de birouri. În Craiova? Craiova, da. Numai în Craiova? Numai în Craiova, da. Și imobiliar, adică terenuri în domeniul acesta. Ai investit? Am investit, da. Nu te întreb dacă cât ești de bogat, că nu o să-mi spui. Pot să mă laud cu bogăție, că bogăția e relativă. Orice bani se pot cheltui foarte ușor, se fac greu. Cât să trăiesc decent, am mai spus, confortabil. E adevărat zvonul că acum construiești sau vrei să construiești în Creta, deci în Grecia? Da, am luat un teren acolo, da, și urmează să construim câteva apartamente, 10, să zic așa. De apartamente. 10 apartamente. Da. Auzi, Cami, cât e metru pătrat sunt curios, în ce zonă e? În zona capitalei sau? Rethymno. La Rethymno. Și cât e un metru pătrat acolo? Păi depinde ce, întotdeauna și la mare contează mult, sigur. Contează zona și inclusiv vederea mării înseamnă terapie. Așa. Dacă nu ai să vezi marea, e ca și cum ai stat și în Craiovița, să zic așa. Aia e cel mai important. Deci, undeva ajunge și la 500 de euro metru, 600. Oho, da. Credeam că e mai ieftin. Nu. Adică constat că zonele bune. La Rethymno e mai scump decât la Chiajna, unde stau eu. La Chiajna n-a ajuns chiar. Da. Păi nu e mare acolo, poate. Da. Nu, încă nu e mare. Canalul să meargă până acolo. Da. Nu e nici mare, nici munte la Chiajna. Da.